Peste 120 de locuitori ai raionului Șoldănești își ispășesc în prezent pedeapsa pentru diverse abateri de la legislație. Acest fapt îl confirmă secția probațiune din teritoriu, mai precizând că fiecare a patra din aceștia este femeie. Așa cum cei certați cu legea au comis infracțiuni grave, lor le-a fost stabilită și pedeapsa pe potrivă. În cazuri anumite, instanța a demonstrat indulgență, fixându-le termen de muncă neremunerată în folosul comunității. Mama, cum ne-ai dat reșadă în copii? Am greșit. Om n-a ușit. Omul greșește în viață multe. Și mi-e bine să fac orele, că la 4 până la, de la 8 până la 12 fac orele și mă duc acasă. Lin copii, tot ca lumea. Stau acasă, lucrez, să copiii să-i pot, cum, să-i fac focul, să-i duc la grădiniță, să-i aduc. După cum am fost informați la secția probațiune Șoldănești, majoritatea celor față de care a fost aplicată pedeapsa prin muncă neremunerată s-au inclus activ la diverse munci. E foarte binevenit cu lua astea, decât ar sta undeva închiș și statul nostru să-i hrănească pe degeaba, mai bine ar face ceva în folosul comunității, dar la noi chiar s-a făcut foarte mult în coaiști sau oameni vara asta. De la birou de probațiune au fost îndreptați la primăria Alcedar 3 persoane pentru a-i spăși pedeapsa pentru dosarul penal care l-au avut. Adică am pornit să facem restaurarea izvorului și mare parte lucrările care au fost necesare au fost îndeplinite de către acești 3 condamnați. În plus, în ce constă pedeapsa sub formă de muncă neremunerată, este în aceea că persoana, pe lângă lucrul său de bază, adică lucrând, fiind antrenat în câmpul muncii, lucrând de la 8 până la 5, are posibilitatea să-și execute pedeapsa în afara orelor de lucru. Ce avem în ziua de astăzi, o persoană condamnată, care lucrând de la orele 8 până la 5, la cererea lui, își execută pedeapsa după orele de muncă. Potrivit datelor oficiale, actualmente aproximativ 20 de cetățenii din raionul Șoldănești urmează să-și ispășească pedeapsa participând la munci neremunerate. Totodată, pentru eschivare, 7 persoane dintre aceștia au fost dați în căutare.